Maria Ocară vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am găsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. Mai mulți fotbaliști, președinți de cluburi și persoane din conducerea Federației Moldovenești de Fotbal sunt cercetați penal pentru trucarea meciurilor ce figurau la case de pariuri. Procuratura Generală a inițiat un dosar penal pentru abuz în serviciu în cazul tentativei de deposedare a statului de sediul Consulatului Republicii Moldova din orașul Odessa, Ucraina. După rezultatele slabe obținute de PNL în alegerile de duminică din România, premierul Ludovic Orban și-a dat demisia. Ministrul Apărării Nicolae Ciucă a preluat interimatul funcției. Scandal de proporții în fotbalul din Republica Moldova. Mai mulți fotbaliști, președinți de cluburi și cei din conducerea federației sunt cercetați penal pentru trucarea mai multor meciuri din campionatul intern. Sunt 11 suspecți, iar 4 dintre ei au fost deja reținuți. Responsabilul de comunicare cu presa de la Federația Moldovenească de Fotbal, Sandu Grecu, neagă implicarea persoanelor din administrația federației în acest scandal. El a spus că federația e gata să colaboreze cu anchetatorii pentru depistarea tuturor cazurilor de corupție. Potrivit ofițerilor anticorupție, începând cu perioada anului 2017, mai mulți antrenori, agenți ai sportivilor, proprietari de cluburi și persoane din conducerea federației ar fi influențat jucătorii cluburilor să trucheze meciurile oficiale în schimbul unor recompense financiare. În acest dosar de corupție în fotbal sunt implicați jucători care reprezintă 5 echipe din cele 10 care evoluează în divizia națională. Din informațiile deținute de anchetatori, sumele pentru un meci aranjat erau între 10 și 20.000 de euro. Meciurile trucate erau la casele de pariuri din Asia și Uniunea Europeană. Anchetatorii au mai stabilit că doar în perioada iulie 2020 și până astăzi au fost trucate peste 20 de meciuri, iar valoarea estimată a profiturilor obținute de cei implicați este de aproape 600.000 de euro. Acțiunea ofițerilor anticorupție s-a făcut împreună cu reprezentanții Europol și UEFA. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei care au aranjat meciurile riscă până la 6 ani de pușcărie. Legea cu privire la stadionul Republican a fost publicată în Monitorul Oficial după ce acum 5 zile a fost adoptată cu scandal în Parlament. Potrivit legii, stadionul Republican din Chișinău revine în proprietatea statului, iar pe teritoriul lui vor fi permise doar construcții cu menirea social-culturală sau sportivă. Stadionul Republican a fost demolat în vara anului 2007 la inițiativa prim-ministrului de atunci, Vasile Tarlev. El promitea că în locul acestuia va fi construită o arenă modernă, însă acest lucru nu s-a întâmplat. În 2018, guvernul Filip a vândut terenul stadionului ambasadei SUA, care era în căutarea unui nou sediu. Însă Parlamentul a anulat săptămâna trecută această decizie cu voturile deputaților socialiști, celor de la Partidul Șor și transfugilor de la Pro-Moldova. Decizia a nemulțumit misiunea diplomatică americană din Republica Moldova. Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ proiectul de lege privind statutul special al limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Proiectul a fost elaborat de 3 deputați socialiști cu scopul, în viziunea lor, de a proteja și de a asigura funcționalitatea limbii ruse în spațiul dintre Prut și Nistru. Potrivit proiectului de lege, funcționarii publici erau obligați la solicitare să asigure traducerea în limba rusă. Se mai prevedea ca în relația cu autoritățile de stat, limba comunicării verbale și scrise să fie limba de stat sau și limba rusă, în calitate de limbă de comunicare interetnică la alegerea cetățeanului. ...700 de copii din familii nevoiașe vor primi donații datorită unui maraton neobișnuit. Zeci de voluntari vor alerga până când vor parcurge împreună 700 de kilometri. Cum pot fi făcute donații pentru a le răsplăti efortul, vă spunem imediat în Telejurnal. Persoanele din UTA Găgăuzia care sunt victime ale violenței în familie au un loc sigur de adăpost. A fost deschis primul centru regional pentru reabilitarea femeilor victime ale violenței. Ele nu vor primi doar adăpost, ci și consiliere psihologică, asistență socială și juridică. Totodată, femeile vor fi ajutate să-și găsească un loc de muncă sau chiar să-și lanseze o afacere.
Clădirea noului centru a fost renovată din temelii și poate găzdui până la 20 de persoane, femei și copii. Fiecare victimă a violenței în familie va avea o cameră separată, dotată cu tot ce trebuie. Это одна из комнат временного пребывания. Таких комнат на втором этаже находится 8. Данная комната оснащена непосредственно основным атрибутом мебели, такие как шкафы, столы, стульчики, тумбочки и непосредственно кровати. Здесь бенефициару будет находиться месяц, два, три, исходя из того, как быстро мы сможем решить комплекс проблем бенефициара и интегрировать его в общество. Un mare accent se va pune pe reabilitarea psihoemoțională. Fiecare victimă a violenței va face o terapie cu un psiholog. Первое – это стабилизация эмоционального состояния для того, чтобы человек мог высказать и выговорить то, что с ним произошло, а также настроиться на получение помощи и довести его до конца. И здесь жертва получит весь комплекс помощи и поддержки, в которой она нуждается. Она ощутит заботу необходимую, да, в этот период, и что гарантирует, что цикл насилия будет разорван навсегда. Instituția este accesibilă și persoanelor cu dizabilități locomotorii. În plus, în clădire există spații pentru activități comune. Мультифункциональный центр будет находиться на первом этаже. Здесь вы имеете возможность увидеть один из таких кабинетов. Их около 6 кабинетов на всем этаже. Довольно-таки такие хорошие, приятные, спокойные кабинеты, которые могут располагать бенефициара для того, чтобы он более спокойно мог рассказать о своих проблемах. Centrul supraviețuitoarelor din Găgăuzi a fost deschis în cadrul unui proiect implementat de UNDP cu sprijinul Republicii Coreea. Pentru amenajarea centrului, autoritățile locale au oferit clădirea și au alocat $85.000, iar partenerii externi au oferit un sprijin financiar de $90.000. Procuratura Generală a făcut un dosar penal pentru abuz în serviciu în cazul tentativei de deposedare a statului de sediul Consulatului Republicii Moldova din orașul Odessa, Ucraina. Procurorii au constatat că pe 27 februarie 2019, prin dispoziția premierului de atunci, Pavel Filip, guvernul a adoptat o hotărâre pentru trecerea clădirii din Odessa din domeniul public în cel privat, în lipsa unei expertize anticorupție. Conducerea Ministerului de Externe și membrii grupului de lucru și-au asumat rolul de evaluatori și au stabilit arbitrar că prețul imobilului oferit în schimb ar fi de $520.000. Deși valoarea clădirii consulatului este de peste $450.000, iar dreptul de folosință a terenului aferent este de peste $1.3 milioane, responsabilii de la minister ar fi acceptat schimbul la un preț derizoriu, cu o diferență de preț de circa $360.000. Procurorii spun că factorii de decizie ar fi acționat în interesul unor persoane influente din Republica Moldova, însă schimbul nu s-a mai produs din cauze independente de voința făptuitorilor. Pandemia a înrăutățit și mai mult situația pe piața muncii din Republica Moldova, afectată deja de migrația populației peste hotare. Potrivit unui studiu al Asociației Obștești pentru Dezvoltarea Democrației, DECID, oferta de muncă scade semnificativ pe fondul crizei economice provocate de pandemia de coronavirus. Potrivit studiului, aproape jumătate dintre șomerii din Republica Moldova au între 30 și 49 de ani, iar rata șomajului rămâne înaltă în rândul persoanelor cu educație medie și scăzută. Fiind unica țară din regiuni în care ponderea ratei de ocupare și de participare a forței de muncă este în scădere în ultimii 5 ani, iar actuala situație pandemică a agravat și mai mult starea ocupării pe piața muncii. Datele Asociației DECID arată că în prezent peste 352.000 de basarabeni se află la muncă peste hotare, ceea ce reprezintă o treime din potențialul forței de muncă din Republica Moldova. Numărul celor care au migrat pentru a munci peste hotare a crescut în ultimii 3 ani cu peste 10%. Migrația în scop de muncă constituie un alt fenomen cu cea mai mare intensitate socială, influențând profund situația pieței muncii și demografiei din Republica Moldova. Îngrijorător este că tinerii continuă să fie grupul cu cele mai pronunțate intenții de plecare peste hotarele țării, urmat ulterior de grupul de vârstă 45 și plus. Experții atrag atenția că populația Republicii Moldova scade permanent în ultimii ani, iar 10 de sate rămân pustii. Pe parcursul ultimilor 5 ani, numărul populației s-a redus
cu 1,35 față de aceeași perioadă anului 2019 și cu aproape cu peste 8% în ultimii 7 ani. Calcule demografice pentru anii 2020-2050 ne arată o perspectivă demografică destul de sumbră pentru țara noastră cu un impact negativ asupra activității economice. În prezent, de exemplu, fiecare a 11-a persoană are vârsta de 65 de ani și peste către 2050 se prognozează că fiecare a 6-a persoană va avea o vârstă înaintată. Reprezentanții Asociației Decid spun că au elaborat politici menite să soluționeze problemele demografice ale Republicii Moldova. O soluție ar fi revizuirea mecanismelor de stimulare a creșterii locurilor de muncă. E vorba în special de reducerea fiscalității muncii și creșterea capitalului. Experiența de-a lungul anilor a statelor cu sisteme de securitate socială minimă au demonstrat că reducerea dependenței de ajutoarele sociale, de fapt, contribuie la încurajarea politicilor de ocupare și la dezvoltarea competențelor pe piața muncii. Datele Biroului Național de Statistică arată că în trimestrul 2 al acestui an, forța de muncă activă a Republicii Moldova a reprezentat peste 850.000 de persoane, în scădere cu 9% față de aceeași perioadă a anului trecut. O campanie de sensibilizare a publicului cu privire la drepturile omului și societatea civilă a fost lansată de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova în ajunul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, excelența sa Peter Mihalco, a subliniat în cadrul evenimentului rolul societății civile în dezvoltarea proceselor democratice. Societatea civilă este și partenerul nostru important în relația noastră între Uniunea Europeană și Republica Moldova, ca un partener egal cu pilon format de Forumul Societății Civile, împreună cu alte două pilone formate de guvern și dialog la nivel parlamentar. În opinia ambasadorului, cea mai importantă schimbare în acest an pentru organizațiile societății civile a fost adoptarea legii cu privire la organizațiile necomerciale, care aduce îmbunătățiri în crearea unui mediu prielnic activității ONG-urilor. În prezent, Uniunea Europeană sprijină 28 de proiecte mari implementate de organizații ale societății civile în valoare totală 22 de milioane de euro. Această cifră reprezintă 5% din sprijinul financiar total acordat de Uniunea Europeană pentru țară. Până la sfârșitul anului vom demara încă 5 proiecte pentru consolidarea acestui sector. Campania Uniunea Europeană Republica Moldova împreună pentru o societate civilă mai puternică se va desfășura până în luna februarie 2021. Minunile se întâmplă atunci când credem cu adevărat în ele. Cu acest îndemn, maratonistul Iulian Bercu a lansat împreună cu Asociația Copil Comunitate Familie o cursă de alergări neobișnuită. În ajunul sărbătorilor de iarnă, organizatorii și-au propus să ajute 700 de copii din familii nevoiașe. Până pe 27 decembrie, voluntarii vor continua să alerge în grupuri până vor parcurge împreună 700 de kilometri. Iar doritorii le pot răsplăti efortul cu o donație care poate fi făcută pe site-ul Asociației Copil Comunitate Familie. Startul cursei 700 de minuni a fost dat acum 2 zile, iar echipa maratonistul Iulian Bercu, 3 cai de la răsărit, a început deja să adune kilometri în pușculiță. Cea mai mare provocare constă în a alege încă 2 oameni, 2 alergători, 2 prieteni, împreună cu care să alerge în 20 de zile 700 de kilometri. Asta ar însemna în fiecare zi să alerge non-stop câte 12 kilometri, fără opriri. Noi, pentru a acumula mai mulți kilometri mai repede, ne-am inventat un proiect în interiorul provocării. Noi alergăm din Chișinău până la Vinării și am avut un traseu de 60 de kilometri, de 50. În ajun de sărbători ne-am propus să alergăm 110 kilometri până la una din Vinării. Cea mai mare provocare nu este să alergi pe ger, spune Iulian, ci să transmiți mesajul dorit și să le răscolești sufletele oamenilor. Noi în comunitate deja am format vreo peste 10 echipe, băieți care nu obligatoriu sunt prieteni. Echipa, din echipa mea,
pe un băiat, ne-am intersectat de câteva ori, pe domnișoară am văzut-o o singură dată, dar am decis împreună să facem acești 700 de kilometri. Pe lângă sărăcia în care trăiau, pandemia i-a afectat și mai mult situația acestor familii și atunci Iulian a spus, hai să venim în sprijinul lor și în sprijinul acțiunilor care le implementează organizația noastră, așa ca să-i putem ajuta să aibă chiar acum de sărbători o seară, cum spune el, nu cu gândul la mâncare, dar cu gândul la povești. La maraton participă oameni de diferite profesii, dar care au un scop comun. Astfel, participanții mai multor echipe sunt gata să depună efort maxim pentru a le aduce bucurii celor 700 de copii din familii vulnerabile. E vorba de cei din echipele Criuleni 700 de Minuni, Run for Life, Melci Codobelci, Spiriduși de Crăciun, Mușchetari Superlați sau Vânători de Veverițe. Atunci când ieși în fiecare zi la alergat, practic ieși ca o veveriță. Alergi pe cerc și azi 3, mâini 5, poem în 7, atunci când ai o provocare, când ai o cantitate de kilometri care trebuie să-i aduni, deja ești mai harnic, deja faci 10 kilometri, spui că băi, uite, dă să mai fac încă 2, încă 3. În cei 5 ani de când aleargă, Iulian Bercu a adunat deja peste 20.000 de kilometri, iar acest mod de viață i-a modelat nu doar corpul, dar și caracterul. Cel mai bun stimulant pentru a ieși de sub plapumă, de la călduț și a ieși în cosmos la minus 5 și minus 10 mai târziu, asta e plăcerea pe care o veți simți după ce finalizați alergarea. Și nu trebuie de uitat la nebunii de pe Facebook care aleargă 20 de kilometri pe zi sau 30. Fiecare om are traseul lui de la care el va avea o plăcere maximă. Campania 700 de minuni se va încheia pe 27 decembrie. Pe pagina de Facebook Run Moldova pot fi aflate succesele echipelor, iar pe site-ul ccfmoldova.org pot fi făcute donații. Măsurile anticovid stimulează imaginația. Mai mulți artiști de circ din Bruxelles au improvizat spectacole în vitrinele barurilor închise. Cum au reușit să le redea viață cafenelelor și să-i bucure petrecători, vă spunem peste câteva momente în Telejurnal. Alegerile de duminică din România au avut urmări neașteptate pentru premierul Ludovic Orban. După rezultatele slabe obținute de PNL, acesta și-a dat demisia din funcția de prim-ministru în urma unei discuții cu președintele Klaus Iohannis. Șeful statului l-a numit interimar în fruntea guvernului pe ministrul apărării Nicolae Ciucă, care a preluat mandatul în această dimineață. Am luat decizia să-mi depun mandatul de prim-ministru. Odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, de un guvern care să reprezinte voința cetățenilor români care își doresc modernizarea României. Nu mă cramponez de funcția de prim-ministru, a spus Ludovic Orban în declarația făcută la Palatul Victoria, după o discuție avută cu președintele Klaus Iohannis. Premierul demisionar a precizat că se va implica în negocierile pentru formarea unei coaliții fără PSD, care să guverneze România în următorii 4 ani. El va rămâne președintele PNL. Decizia lui Ludovic Orban de a-și da demisia din funcția de premier i-a surprins pe unii aleși, dar a fost criticată de alții în termeni duri. Viitorii parteneri ai liberalilor, cei din USR Plus, susțin că fostul șef al executivului s-a grăbit și că ar fi fost de ajuns să spună că nu va mai face parte din viitoarea structură guvernamentală. Reprezentanții UDMR au însă o părere bună despre decizia fostului premier, pe care o consideră un act de responsabilitate politică. Liderul socialdemocraților, Marcel Ciolacu, a fost mai tranșant. Gestul lui Orban a fost iresponsabil în condițiile în care țara trece printr-o perioadă dificilă, a declarat președintele PSD. Eu insist pe această latură de iresponsabilitate. Noi nu știm când vom avea un guvern. Noi avem 200 de decese de COVID pe zi. Avem ATI-urile blocate. Nu poate să emită ordonanțe. Avem un parlament nefuncțional, pentru că deja a început procedura pentru nou parlament. Legal poate fi contestat. S-ar putea să nu creioneze. Nu știm pe cine se desemnează. Și după ce am vorbit cu mai mulți dintre colegii mei și o să avem votul intern al partidului, o să mergem cu propunerea ca domnul profesor Alexandru Rafila să fie primul ministru. Deci ați tranșat-o pe asta. Alexandru Rafila, candidatul de premier al PSD. Al PSD-ului. N-am înțeles care e utilitatea mișcării, pentru că premierul putea foarte ușor să iasă și să anunțe că nu va mai
fie o nominalizare pentru a forma un viitor guvern, că își va duce mandatul acesta la bun sfârșit, să puteau petrece lucrurile foarte bine în acest punct de vedere. Deci nu prea înțeleg care a fost necesitatea de a-și prezenta demisia și chiar de a pleca din fruntea guvernului. Funcția de prim-ministru va fi ocupată interimar de ministrul apărării Nicolae Ciucă. Executivul condus de acesta va avea puteri limitate în cele maximum 45 de zile cât va putea administra țara. Nu va putea emite ordonanțe de urgență, ci doar hotărâri de guvern, cum ar fi cea de prelungire a stării de alertă cu încă o lună. Un test pozitiv de infectare cu noul coronavirus înseamnă pentru cei mai mulți oameni anularea oricăror planuri. Nu și pentru un cuplu de tineri din India care nu au vrut în ruptul capului să renunțe la ziua nunții. Așa că s-au căsătorit în ziua programată, dar în costume de protecție și fără să aibă familia aproape. Mireasa a fost testată pozitiv de COVID-19 chiar în dimineața nunții și mutată într-un centru de carantină. Chiar și în aceste condiții, tinerii nu au vrut ca această situație să le strice cea mai importantă zi din viață și cu îngăduința autorităților s-au căsătorit. Un preot și un martor au fost singurele persoane acceptate la ceremonia total inedită, dar poate nu atât de surprinzătoare în acest an de pandemie care a produs suficiente situații pe care în urmă cu un an nici nu ni le imaginam. Mai puțin de 3 săptămâni ne despart de Crăciun, iar proprietarii de pensiuni și hoteluri din România s-au pregătit deja să primească turiștii. Numărul rezervărilor este însă mult mai mic față de alți ani, din cauza crizei sanitare, și opțiunile de distracții sunt reduse din cauza restricțiilor. Așa că hotelierii vor să compenseze cu surprize și activități în aer liber. Hotelierii din Poiana Brașov sunt pregătiți să primească oaspeți de sărbători. Au deja rezervări, chiar dacă de Crăciun și de Revelion nu vor mai fi petrecerile de odinioară. Programul artistic va fi cu muzică live, fără petrecere, bineînțeles, și fără dans. Vom avea activități zilnice atât pentru adulți cât și pentru copii, bineînțeles, și în aer liber. Sunt deja stațiuni unde sezonul de schi a fost anunțat că este deschis. Sperăm să nu, ca până în acea perioadă, să nu se ia o decizie contrară la nivel guvernamental. Restaurantele hotelurilor sunt deschise doar pentru turiștii cazați în unitățile respective. La o masă vor sta cel mult 6 persoane. Saunele și piscinele rămân închise. Turiștii vor putea să se relaxeze însă la masaj, pentru că nu este o activitate de grup. Mai multe hoteluri au făcut programe speciale de revelion, care se cam încheie la 11-12 noaptea, după aceea fiecare se retrage. În acest an, revelionul se va petrece mai mult individual, cupluri, grupuri de familii, de prieteni. Foarte căutate sunt și pensiunile. Tarifele în unitățile de cazare sunt comparabile cu cele de anul trecut. Sunt însă mai puține paturi disponibile, dar și mai puțini turiști. Unele agenții au pregătit soluții în situația în care turiștii nu vor mai putea ajunge la destinație din cauza unor noi restricții. Agențiile de turism, în principiu, negociază cu hotelierii să poată recupera banii din servicii dacă se întâmplă ceva, sau varianta B, să primească un voucher valabil pentru anul viitor, sau varianta C, să în aceiași bani să aibă același revelion sau sărbători anul viitor când se va deschide. Numărul înnoptărilor în unitățile de cazare a scăzut la jumătate de la începutul anului și până în prezent, față de perioada similară din 2019, arată statisticile oficiale. Principalul motiv e criza sanitară. Măsurile anticovid stimulează imaginația. Mai multor artiști de circ din Bruxelles le-a venit ideea să improvizeze spectacole în vitrinele barurilor, care în această perioadă sunt închise. În acest fel au reușit să le redea viața cafenelelor închise și să-i bucure petrecătorii care se opresc pentru a admira trucurile de magie din vitrine. Spectacolele îi impresionează mai ales pe copii, iar părinții caută locurile din oraș în care se desfășoară asemenea spectacole. O grădină zoologică din Olanda l-a prezentat pe primul pui de panda uriaș care s-a născut în această țară. Fen Xing s-a născut pe 1 mai și cântărește deja 14 kg. Părinții săi au sosit în Olanda ca împrumut din partea Chinei în cadrul unui program care își propune prezervarea speciei cunoscută pentru rata foarte scăzută de înmulțire. Hello. A
Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova, eu sunt Victoria Ocară și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!